Școala de muzică și arte plastice Victor Carpis Giurgiu împlinește vineri 29 noiembrie 55 de ani de existență, prilej cu care elevii, profesorii și absolvenții acesteia își vor da întâlnire la Ateneul Bălănescu pentru sărbătorirea evenimentului. Începând cu ora 16, manifestarea va debuta cu vernisajul unei expoziții de artă plastică, conținând lucrări realizate în tehnici diferite ale elevilor și absolvenților din generații diferite, de la profesorul Silvia Grosu Jelescu până la Elena Cioclu. Pe scena Ateneului Bălănescu vor concerta elevii și profesorii școlii de la clasele de pian, vioară, flaut și clarinet. Începem cu vernisajul de expoziție al doamnei profesoare Cioclu Elena, după care va urma o prezentare a școlii noastre în circuitul internațional, începând încă din anul înființării școlii, adică 1958, până în zilele noastre, adică 2013, urmând după aceea, la orele 18, un concert festiv. Iubitorii muzicii de calitate vor putea asculta vineri la Ateneul Bălănescu atât piese celebre din operele lui Bach, Mozart și Prokofiev, dar și din repertoriul formației Beatles și al extraordinarei Edith Piaf. Alături de profesorii școlii vor fi de asemenea prezenți în concertul aniversar figuri proeminente ale artei interpretative românești, foști elevi ai școlii Victor Carpis, astăzi reprezentanți ai diferitelor instituții de cultură din capitală și din țară.